Să știți că și membrii familiei pot fi persoane toxice și asta nu înseamnă că trebuie să permit abuzul la 25, 35, 45, 55 de ani la nesfârșit doar pentru că sunt familia mea. Adică ok, pot să mă duc o dată pe an sau de două ori pe an sau pot să întind o mână de ajutor atunci când chiar au nevoie de ajutor, dar a permite să mă abuzeze în continuare și să-mi facă rău doar pentru că sunt mama, sora, fratele, tata și că sunt dator, atunci e un lucru nociv. Da? Deci e foarte important să punem granițe și să ne depărtăm de cei care ne fac rău, să căutăm un alt mediu, pentru că mediul în care trăiesc, oglinzile în jurul cărora mă oglindesc, dacă sunt strâmbe, mă fac să cred despre mine că e ceva în neregulă cu mine. Și chiar dacă eu mă duc acasă și îmi spun, sunt un om bun, merit mai mult, dacă eu în fiecare zi mă oglindesc în aceiași oameni care au păreri negative, îmi fac rău, atunci evident că nu reușesc să-mi depășesc această stare. Ai nevoie de mai mult? Intră pe mychange.ro.